Salutare, prieteni! Astăzi vom vizita peștera Melisani din Kefalonia. Peștera Melisani este unul din locurile cele mai vizitate de turiști aflați pe insulă. Prețul biletului de intrare este de 8 euro, doar pentru peștera Melisani, sau 10 euro un pachet mai extins ce cuprinde și peștera Drogarati, aflată la 5 km distanță de Melisani, și pe care urmează să o prezentăm mai în detaliu în foarte scurt timp, aici pe canalul nostru de YouTube, unde așteptăm un like și un subscribe din partea voastră. Este gratis, nu vă costă nimic, iar pe noi ne ajută să fim mai vizibili pe această platformă. Melisani este formată din două săli. Prima sală este luminată de soare, iar a doua este întunecată și putem ajunge la ea cu barca printr-un pasaj îngust. Acoperișul primei săli s-a prăbușit cu secole în urmă, lăsând lumina soarelui să intre, mai ales la orele prânzului, când soarele este deasupra capului. Apa din lac este un amestec de apă dulce și apă de mare. Se află la aproximativ 500 de metri distanță de mare și este mai înaltă decât nivelul mării cu un metru. Iar de deficual meter, but like stalactites from up, stalagmites from the ground, and grow 1 centimeter every 100 years. Here all this small island is part from the roof, and the roof is 3 meters thick. Here the depth is 12 meters and the water flows to the lake Karavomilos and then back to the sea. And it's 15 days to come from Argostoli here and doing 17 kilometers under the island. Here on the island was temple for god Pana. In the mythology lives here with the nymphs. And the name Melisani is one of the nymphs. Thank you.
Vă mulțumim pentru vizionare. Și dacă v-a plăcut, așteptăm cu drag un like. Iar dacă doriți să deveniți partenerii noștri în călătoriile viitoare, trebuie doar să vă abonați la canalul Cireșarii.